Duminică, 15 octombrie, la ora 16, Biserica Romano-Catolică din S. Nicolae Mare a fost în centrul unei manifestări pline de spiritualitate și tradiție. Credincioșii s-au adunat în număr mare pentru a sărbători hramul Bisericii Sfântei Tereza de Avila, eveniment anual care strânge la oaltă nu doar enoriași, ci și reprezentanți ai diversității etnice din oraș. Sfânta Tereza Mare și mă bucur că ați venit și sunteți împreună cu noi ca să ne rugăm și să-L preamărim pe Dumnezeu. În primul rând îl salut pe părinții ortodoxi, pe părintele protopop Marius Codereu, pe părintele Călin Cioban și pe părintele Chiriac Gheorghe, pe părintele greco-catolic Soica Sergiu, pe preoții catolici, pe părintele vicar episcopal Silva Dijot, care astăzi va celebra Sfânta Liturghie, pe domnul deputat Nacov Gheorghe, pe domnul primar Dănuț Groza, pe domnul viceprimar Radu Asaftei, pe membrii Consiliului Orășenesc din S. Nicolae Mare, pe toți oaspeții noștri din S. Nicolae, din altă parte, care sunteți alături de noi astăzi. În seretatea Köszöntök minden vendégünket, akik majd imádkoznak velünk a búcsú ünnep alkalmától. Ich heiße willkommen alle unsere Gäste von Namus von Fern. Wir wollen heute zusammen hier Weihfest feiern. An de an, hramul devine un moment special pentru orașul S. Nicolae Mare. În cadrul acestei sărbători, conlucrarea dintre credincioșii români, maghiari, germani și bulgari a fost celebrată cu devoțiune și bucurie. Această interacțiune a evidențiat armonia și respectul reciproc ce predomină în această comunitate diversă. Iubiți frați și surori în Hristos, când sărbătorim de fapt hramul bisericii, ne rugăm pentru biserica vie care trăiește în această comunitate. Ne rugăm în mod deosebit pentru comunitatea dumneavoastră. De aceea, la începutul liturghiei, vă invit să ne gândim pentru ce să ne rugăm, ce să cerem de la Bunul Dumnezeu pentru acest oraș, pentru credincioșii care trăiesc în această localitate. Autoritățile orașului nu au fost doar simpli spectatori la această manifestare, ci și participanți activi, oferind susținere și reafirmând angajamentul lor de a promova înțelegerea interculturală și interconfesională. Prezența lor a subliniat mesajul de unitate și solidaritate care este caracteristic orașului S. Nicolae Mare. Hramul Bisericii Catolice, îi mulțumim frumos pentru invitație preotului romano-catolic Ando Attila și am venit cu mare, mare drag astăzi la Hramul Bisericii, așa cum am făcut-o în fiecare an. Îi mulțumim preotului pentru foarte buna colaborare pe care o avem. An de an am fost alături ca administrație locală, am fost alături de biserică și de problemele cu care s-au confruntat, în ideea în care încercat și noi să oferim o mână de ajutor pentru a rezolva cât mai multe din problemele cu care se confruntă. Mi-aș dori și pe viitor la fel de bună colaborare să avem cu Biserica Catolică, iar credincioșilor le urez să fie sănătoși, să fie bucuroși, să rămână în continuare aproape de biserică, așa cum au făcut-o și până acum.
Sărbătoarea hramului Bisericii Sfântei Tereza de Avila nu a fost doar o ocazie religioasă, ci și un moment de reînnoire a legăturilor comunitare, sublinând valorile comune care unesc în mod indiscutabil locuitorii diversității etnice din Sânicolau Mare.